Salut! Astăzi o să fac un mic video despre noul update de la sistemul de operare a mașinilor Tesla și vă arăt de asemenea ce am făcut la modelul meu 3. Am modificat-o un pic pe exterior pentru afacerea mea, un fel de marketing. Da, o să vorbim despre noul software update și vă arăt puțin mașina exterioară. Aici este modelul 3, modelul X, mașina soției mele, ea nu-i... Încerc să tot conving să conducă modelul X, dar nu prea vrea, nu știu, e frică de el, nu e... Stă și conduce Subaru Ascent și avem tracul nostru acolo de asemenea. Dar ce am făcut la modelul meu 3, am pus pentru business nostru... Am pus logo-ul companiei pe capot aici în față. Am pus câteva number one container company, numărul telefon, logo-ul. Am pus un container așa mișto pe ea. Și în spate de asemenea câteva detalii despre companie. Dar arată foarte mișto. Culoarea asta așa a ieșit extraordinară. Și spoilerul nostru este din carbon fiber. Nu știu exact ce ar însemna asta. Dar e foarte, nu știu, se vede foarte mișto. Și la fel este și logo-ul de la Tesla aici, foarte mișto pus. S-a păstrat dual motor cu semnul, chiar dacă a trebuit să le dea jos și apoi să le reinstaleze gen. A fost chiar foarte mișto, știi? Asta aici. Și hai să vă arăt în primul rând, cred că mai bine vă arăt decât modelul 3, că modelul X... Parcă nu e așa mare diferență. Poate că am frig afară. Dă-mi puțin la căldurică. Dar asta este ce s-a modificat aici în modelul 3. Să dăm puțin drumul la căldură și în maxim scaunul. În prima fază, după cum se vede aici, direct... direct... Aceste butoane s-au schimbat un pic cu noul soft. Mașina apare puțin diferit. Vă vezi, este mai larg în stânga decât era înainte. Dacă dați pe internet modelul 3, o să vedeți pe imagini că era mai mic, ce arăta puțin diferit. Și să vă intrăm frumos aici la mașini, la software și intrăm la release notes. Asta au schimbat ei. Acum o să vă arăt. Se pare că este online, de aia mișcă puțin mai greu. Dar au băgat 3 jocuri noi. Au băgat The Battle of Polytopia, cred. Cat Quest și Solitaire. Au băgat Solitaire aici. Driver Improvisation. Improvements, sorry. Driving Visualization Improvements, Schedule Departure Improvements, ceea ce e foarte mișto, Schedule Departments Improvements, e o stare foarte mișto aici la charging, dacă vrei. Poți să spui așa, vreau să înceapă să mi se încarce mașina, nu știu, la ora 9, sau la ora 10, nu știu. Și e foarte mișto că poți să spui, sau poți să spui așa, de exemplu, nu știu, precondition it, când vrei, all week, not all week, set, not, știi, și așa, să te pregătești, să te programezi când vrei să începe să încarci. De exemplu, noaptea, încărcătorul meu probabil că încarcă mașina cam în 5-6 ore și noi avem solar, panou solar pe casă. Eu prefer să mi se încarce mașina ziua decât noaptea, pentru că așa aș folosi energie solară atunci când mi se încarcă mașina. Și na, să aveți puțin la curent. Și de aia aș prefera, de exemplu, să mi se încarce mașina decât de la ora gen 9 după dimineața și mai târziu. Și hai să vedem aici la asta. Un update foarte interesant era că dacă aș fi avut asta cum se cheamă, boxă exterioară,
Ar fi avut o nouă setare, se numește Boombox, dar în păcate mașina mea e 2019, aș spune 2019 din vară și doar mașinile din, cred că este noiembrie, decembrie 2019 și mai târziu modelul 3 și modelul Y și pentru modelul S și modelul X o să fie 2021. Altfel n-au boxa exterioară. Da, astea sunt jocurile, nu m-am jucat decât chess și beach buggy. Hai să vedem ce înseamnă, nu știu. The Battle of Polytopia, deci că poți să joci online dacă vrei. The play online, create a Tesla game profile. Cat Quest, plug a compatible game controller into one of the vehicles from... Aici ai nevoie neapărat de un controller, de la Xbox sau PlayStation sau ceva să poți să joci, vezi. Un jucător suportă orice controller aici. Fallout Shelter. Nu știu ce înseamnă asta. N-am jucat niciodată. Hai să vedem. Uite, a venit și Amazon Prime. Să livreze ceva. Săraci muncesc și de 31 decembrie. Încă milă de ei, așa, din păcate. Nu știu să-ți spun. Dar na, livrează. Adică asta e jocul aici. Ce nu știu să vedem. Ecran foarte mare. Please stand by. Enter vault. Ah, trebuie să dau click pe el. Ce fire sunt. New vault. Now you have to determine the idea of your vault. Choose it carefully because once you have the idea, it can be changed. 150. Nu știu să lasă 150. Create vault. Nu știu ce faci. Ah, te joci, da. Interesant. Dar se mișcă foarte mișto. Asta am vrut să verific. Dacă se mișcă rapid. Și că aici crezi anumite chestii, dar eu nu știu ce. Asta l-am pus pe asta aici în casă. Și am pus-o și pe fata asta aici în casă. Mă rog, asta a fost interesant ce am vrut să vă arăt și vouă, ieșim din joc, dăm căldura mai mică, că deja m-am încălzit complet. Alte modificări pe aici, nu știu exact ce să vă mai arăt. Deja cunoașteți lucrurile astea. Da, asta a fost așa un mic update despre noul soft al lor. Nu este mega șocant, dar se aud vorba răi că ne va da drumul la noul full self-driving, adică noul să conducă singură prin oraș. Deja conduce ea destul de singură atunci când mergi pe autostradă și faci depășiri, dar în oraș se dezactivează și de câte vreo 2 luni, cred, fac niște teste, au FSD beta, full self-driving beta, și câțiva oameni din state au testat și au raportat anumite bug-uri să fie mai, știu, să devină mai bun acest software update. Și cred că în curând o să avem și noi această posibilitate. Atât pentru azi. Ciao!